Copiii aflați în grija Centrului Social Provita al parohiei Valea Plopului au primit astăzi încălțări noi de iarnă, șosete termice și căciuli. Acțiunea caritabilă inițiată de Patriarhia Română prin sectorul social-filantropic al Arhiepiscopiei Bucureștilor a fost sponsorizată de retailerul de echipamente sportive Decathlon. La inițiativa sectorului social-filantropic al Patriarhiei Române, astăzi la Valea Plopului a avut loc un eveniment prin care Decathlon România a oferit copiilor, de care părintele Tănase are aici, iar sub ocrotire, a oferit cadouri, ghetuțe, în acțiunea încălțări de iarnă pentru Valea Plopului. În desfășurarea acțiunii s-au implicat și voluntarii de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului. Această acțiune de împărțire a peste 350 de perechi de încălțări persoanelor de la Valea Plopului, care includ copiii, tinerii, adulții și bătrânii, a fost preluată ideea de la Arhiepiscopia Bucureștilor, sectorul social-filantropic, fiind marca voluntarilor Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului. A fost o propunere după un alt proiect pe care l-am încheiat în toamnă, prin care am reușit să găsim o sponsorizare pentru copiii din centrele sociale din București. Apoi s-a venit cu această rugăminte dacă putem să ne implicăm și în acest proiect. Decathlon are un program de responsabilitate socială care este axat pe copiii din medii defavorizate sau persoanele cu dizabilități și am considerat că se încadrează în scopurile pe care le urmărim. Astfel că am pregătit încălțăminte pentru aproximativ 200 de copii, dar le-am adăugat și șosete, căciulă, niște articole necesare pentru vremea mai rece care a și început. Copiii din centrul de la Valea Screzii și-au întâmpinat oaspeții cu un program de colinde și o scenetă de teatru. Copiii Centrului Social Provita al Parohiei Valea Plopului au mulțumit pentru toate darurile primite din partea Patriarhiei Române și din partea Decathlon și pentru această inițiativă a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Și noi mulțumim cei care suntem aici, pentru că de fiecare dată când avem o cerere de la mămicile de aici, care au grijă de copii, de pantofi sau de încălțăminte, chiar și vara, sandale sau papuci, ne este foarte greu pentru că trebuie să alergăm, să cerem. După ce au împărțit darurile, reprezentanții Decathlon au primit din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel diploma de onoare Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României.